Trebuie să ne revenim, bă, avem mare meci cu Lazio și cu Athletic Bilbao în Europa League. Hai să pornim. Psst, băiatu, vrei coins la FIFA? Intră pe lolga.com și bagă codul QUICK pentru 10% reducere. Cât ambianță frumoasă găsiți pe G2A! Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Pentru început însă meciul cu Lazio, unde vom juca cu această echipă, cu Konopriancă care debutează, Silva la fel, William la fel, nou nostru transfer, Cehanoglu, Locatelli, Kessi, Romanelu Musaciu abate, Antonelli și bineînțeles Donnarumma în poartă, Lazio, bă, mare derby, va fi un meci foarte greu, deci Lazio nu mai e cine știe ce, din câte știu eu, dar totuși sunt Lazio, au numele de partea lor oarecum și jucători decenți. Dar jucătorii decenți o să sufere azi, pentru că azi revin, bă, îi toc! Stadio Olimpico, mamă, mamă, mamă! Hai să vedem noi aici, așa cum o să-i distrugem noi pe ăștia, o să fie ca un gândac sub talpa noastră, bă! Bă, cum am spus, astăzi revin, bă, astăzi, de fapt, revin, că n-am jucat în niciun meci bine până acum în cariera asta, dar astăzi încep să domin, bă, da? Mamă, ce echipă faină au ăștia cu Parolo, cu Immobile, jucători care mie îmi plac foarte mult. Ok, Willian peste, se duce acolo, Silva foarte bine, Silva face, n-a făcut Cavani, gol, mă, dă-te, dracu, Silva mai bun decât Cavani. Cum să-i rosești 60 de milioane când ai aur, mă, când ai aur la degetele tale, bă? Cum, mă? Cum? Ia uite, Andre Silva. 1-0 cu Lazio, minutul 4 la ei acasă. Tocană, tocană, tocană. Au, ce pasă frumoasă de la Willian. Ăsta transfer, bă. Cui trebuie, mă, Suso, mă, când ai Willian? Îl bate acolo pe Marchetti, cred că e la ăștia. Nu știu cine dracu e la ăștia în poartă. Parcă Marchetti e de acolo. Nu știu sigur, dar nu contează. Încă o ocazie. Jucăm bine, bă. Stăm în careul lor. Asta e ok. Trebuie însă să creăm mai multă posesie. Trebuie să le deschidem apărarea cumva. Să vedem dacă avem cum, aolo, Torre trece, Immobile, bă, Immobile, șez blând, băiete, că nu știi să centreze și te atacam, dă-te dracu, tu trebuie să fii acolo, să ții, să centreze, română, mă bate, hai, pasă, peste, încoată, William, ca la primul gol, ca la primul gol, greșește Bastos, Andre Silva și este 2-0, mă, ca la primul gol, mă, combinația letală, bă, cel mai tare cuplu din istorie, William cu Andre Silva, aruncă-te ca un lălu pe burtă, provocări nebune cu Andre Silva. Silva's Vlogs. Frumos, bă, l-a bătut acolo pe Bastos în forță și în viteză. Andre Silva e monstru, cui trebuie Cavani, Cavani afară, afară, că nu ne mai trebuie, mă. Mamă, ce bestie avem, mă, la echipă, bă, incredibil. Atacă băieții de la Lazio, deja sunt încolțiți aici, 2-0 pentru noi. Ok, bine, Locatelli, frumos, bă, jucăm mai bine cu rezerve decât cu titulari, bă. Trebuie să ne punem niște semne de întrebare, jur. Ok, Bastos, ăsta a greșit la golul 2. Sergei, Bastos. Bastos încă o dată foarte aiurit astăzi, mă, e aerian băiatul. Ok, trebuie să iasă, trebuie să iasă Donnarumma. Pizdește-o. Bă, nu rinichiul ăla, pizda, mă, te mingea. Vai de pula mea ce picior în amigdale i-a dat. Konopriancă, bun, Cehanoglu și se duce William. Spre el ar fi trebuit să fie, dar e de vrei acolo, care e bun, ca dracu. Ings, Torre, Torre trece, ăsta nu-i turc, mă, mare dracu de aici, mă, Vlad Țepeș, te trage, bagă țeapa în trebuci. Bine, abate, Locatelli, la Kessi, din prima, gol! Golasso Mania, primul Golasso Mania, din FIFA 18, care era cu AC Milan, bă, superbă, bă, v-am spus că ne revenim. A avut culoare, am prins bine, nu era nimeni în față, șut briliant. Ia uite aici cum și-a arcuit băiatul picioarele, bă. Să-i distrugă pe Marchetti cu super gol. Ce frumos a dus. Nicio șansă pentru italian. Asta este Kessi. Păcat că nu ești al nostru, dar poate îl cumpărăm. De ce nu? Poate dăm banii pe el. Nu știu cât poate să coste. 30 de milioane. Dăm. Că e bun. Ia uite mai aici Fanny, mă. Fanny în extaz în sfârșit, bă. Aleluia. Abate William. Stai așa că zice William. Toarcem frumos în spate, la abate. Și putut să jutez cu el, dar nu prea știe. Locatelli, Kessi, întoarcem frumos cu Konopriancă. Silva, frumos, bă, n-a reușit Silva să dea. Locatelli, poai de pizda, mă, zice, șut oribil, bă, de vrai, nu scapă mingea, nu scapă. Mamă, ce dracu a fost asta? Oh, no! Vai, cea mai teribilă respingere din istoria FIFA, de jur, nu numai 18, cred că, vai de cap, mă, cum să respingi, mă, așa minge, în felul ăla? N-am mai văzut în viața mea și ceva, mă jur, bă, prea bun. Ah, căcat, oh, arbitru ne ajută, pentru prima dată, bă, incredibil. S-a lovit mingea de arbitru acolo, genial, măi moie, stai că ne atacă Immobile, opa, nu-l trage de tricou, bă, boule. Ce tecling autist, ce tecling autist, Nani, e bară, e bară pentru Lazio, Torre și e pe lângă, bun.
scăpăm, bă. Ocazie foarte mare pentru pentru cei de la Lazio. Hăi, vai, vai, vai. Ok, Andre Silva cu capul, foarte bine, bă. Ce nu face Cavani face ăsta, William îl driblăm pe de Vrait. Am făcut o atingere în plus și s-a dus pe pulă faza. Genial, Konoplyanka, care nu prea a fost vizibil prin teren. Pas acolo, Calhanoglu de Vrai. Bă, prea bun de Vrai ăsta, mă, e singurul care a mișcat în apărarea asta, jur. La William, ia uite-l, mă, ia uite-l, mă, transfer de transfer aici, bă. Cine mai face, mă, transferuri ca mine? Hat-trick pentru Andre Silva și hat-trick de pase de gol pentru al nostru William. Bă, i-a pasat de 3 ori lui Andre Silva, decisiv. Deci jur, de așa ceva n-am mai reușit de mult. Ce schimbare putem face? Să intre Biglia în locul lui Calhanoglu. E ok, confirmăm. Calhanoglu a jucat ok. Andre Silva, 3 goluri, bă. 3 goluri. Faza asta. Biglia, William, știe să șuteze? Oare știe și dă și el 5-0. 5-0. Șut glorios de la William. Bă, e măcelul de pe lume. Și încă mai avem de jucat 15 minute plus prelungiri. Ce gol frumos, bă! Golasso Mania încă o dată? Păi cum, dracu, bă? Bă, ăsta da! După ce dezastru a fost în episodul trecut, ne dezlănțuim. Dă-te, dracu, ce golasso! Pasă și șut din prima. Da, a fost din prima. Ce bine s-a poziționat pentru șut. A pus piciorul acolo fix unde trebuie. Bă, bă, genial! Genial, fiți atenți. Ce frumos a dus. Fix acolo, spre vincul. La colțul. Bă, bă, bun, bun, William. Mega transfer. Trebuie a fi un meciul lui, nu știu de ce. Chessy peste spre Konoplyanka. Ăștia deja sunt în trei fundași. Sunt degeaba băieții. N-au nicio treabă, centrarea acolo. Să vedem dacă dă cineva cu capul. William sare, băi. Deci Bonel Nicolița al nostru e incredibil. Bun, hai că e bine. Biglia, frumoasă pasă. Ajunge Konoplyanka. Ce pasă bună, bă. Hai să încercăm o Rabona ceva. Știe să dea? Nu știe să dea. Și nici central nu știe să dea. Bine, am dat-o prost că am încercat Rabona și de asta o să acolo. Dar e ok. E ok, nu ne plângem. Centrăm cu Chessy dacă putem. Sau cu Konoplyanka. De ce nu și el e jucătorul nostru? E liber ăsta. E șutul lui Andre Silva. William șutează gol, William. Mingea ajunge la el. Bă, 6-0. 6-0. 6-6. Bă, mă simt eliberat, mă jur. Deci, așa ceva, e eliberare. Gol, 6-0, William dublă astăzi. Și 3 pase decisive. Incredibil, bă. N-am mai avut un meci atât de bun într-o carieră de mult timp. Fantastic. Andre Silva, 8 șuturi, 3 goluri. Ia minge acasă că a dat hat-trick. Păi cum, dracu, bă? William care a dat... A, nu, 2 asisturi a dat. De ce 2, mă? N-a dat, mă, 3, bă. A bine, e, la golul ăla unde a atins Bastos mingea, unde a gafat la golul 2, nu cred că s-a pus. Că a atins-o el, știi? Și a recuperat-o Silva, dar pentru mine tot asiste și acolo. Oricum, prea bun meciul ăsta, mă jur. Și Konoplyan, care notă mare, 9.2, toți au jucat fantastic, bă, fantastic. Toți au notă peste 8. Vine acum meciul cu Bilbao în Europa League. Avem nevoie de un debut puternic, bă, să-i speriem pe ăștia, ce dracu. Pentru că trebuie să câștigăm până la urmă, să câștigăm competiția, jucând-o pe World Class. Dacă o să meargă bine și în meciul ăsta, de ce nu, data viitoare o să mutăm. Acum chiar că o să mutăm pe Legendary. Vom folosi această echipă și cu Bonucci, Musaccio, Calabria, Rodriguez, Donnarumma acolo în apărare. Biglia, Chessy, Bonaventura și în atac William, Cavani și Niang. Andre Silva va intra dacă al nostru Cavani va gafa ceva sau face ceva tâmpit instant. Minutul 2 schimbăm, dacă face el ceva atunci. Primul meci în Europa League, bă, jucăm tot la noi acasă aici pe San Siro, al doilea meci, dacă nu mă înșel, dacă am mai jucat pe cel cu Cagliari, parcă. În fine, începe meciul. Cavani are prima atingere și hai să vedem dacă ce dracu a vrut să facă Niang acolo, nu mă întrebați. El știe. Pas acolo frumoasă, Chessy, pe jos te rog. Pe jos e bine, Niang! Gol, mă! Gol, Niang! Gol, Niang înscrie, minutul 12. Frumos, Chessy a scăpat. Bă, ce pasă bună a primit Chessy acolo. Și ce frumos a dat-o și el în fața porții. Portarul n-a reacționat. Fundașii degeaba, băieți. Ia uite-mă aici. Bă, ce, bă, deci cadrele astea. Bă, deci prezentarea pe FIFA 18 e glorioasă. Ce pasă frumoasă de la William. Tot William a scos golul ăsta cumva. A pasat către cel care a dat assist.
Cassie, Niang, cei trei negri mititei. Niang, hai să vedem, a primit o pasă foarte bună. Niang centrează. Este acolo William, mamă, Balenciaga ăla s-a băgat senzațional în minge. Oh, Raul Garcia încearcă el ceva acolo, tehnicitate, da, 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 sigur. Cavani, Cavani cu fineț. Ei, bine mă, Cavani, dă-te, dracu. Și dacă iese și pasa asta, dă-te în pis. Dar mă, tip Balenciaga greșește. William, la margine, Bonaventura din prima. Na, na, de ce, de ce? Bonaventura n-are șut prea bun. Nu trebuie să fac asta. Raul Garcia, Aduriz. Ce dracu? Nu știu, ah, no. Ok. Cumva am faultat. Wow, Donnarumma prinde. Bă, a bătut bine la Beniat sau cine dracu era? Nu știu sigur, dar important e că avem noi minge aici. Niang, intrăm puțin în centru. Cassie, îți ducă Bonaventura odată, bun. Pasă, William, Cavani. Intrăm cu el că n-avem ce face. Cavani pe jos, bună centrare, dar n-a reacționat prea repede. Niang și nu știu ce dracu spre cine a dat numărul 5, Bonaventura, cred că e. Niang acolo, super pasă, Cavani, Cavani centrare, gol, mă, William, Cavani face ceva, centrează acolo, William înscrie 2-0 pentru AC Milan la noi acasă, mă. Frumos, cu puțin noroc ce drept, am reușit să trec cumva cu Cavani, nu știu cum, că nu e cel mai driblangiu din teren, să zic așa, dar până la urmă centrăm în fața porții, William. Fantastic și putem muta în sfârșit pe Legendary din episodul viitor. Episodul viitor, sper să nu pierdem iar, că ar fi tristuț, da? M-am obișnuit cu jocul, cel puțin pe single player. A, Duriz, bine Cassie, bravo tată. Frumos, no? A, e pauză, bun, e pauză până la urmă. Conducem deja cu 2-0 și cred că o să schimb pe Cavani, trebuie să-i dăm șansă și lui Andrei Silva, care a fost fenomenal în meciul trecut la dracu și merită. Chestii de genul ăsta, William din nou spre Andre Silva și scapă din nou. Andre Silva, trebuie să o centrăm pe asta în fața porții. Conoplianca 3-0. Din nou pasele lui William. Ce transfer, bă, am fost foarte inspirat. William e incredibil de bun, mă jur. Și Andre Silva a centrat-o și el perfect. Încă o dată evoluție bună pentru Silva. Încă o dată și l-am băgat la pauză. Foarte bună pasă aia, a trecut de la care a fost foarte, foarte lent, nu știu cine era, dar abia s-a mișcat săracul, l-am lăsat în ceață rău de tot acolo. Bă, 3 goluri și în meciul ăsta, meciul trecut a dat 6 și meciul ăsta încă nu s-a terminat. Deja e masacru, 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 vorba lui Borcică. Bineînțeles că ăștia ne confirmă acum transferul lui Dembele, de parcă noi nu știam. Cassie din nou are culoar, bă, dar lăsați-l mă să șuteze, că ați văzut ce a făcut Gulațio. Și acum ocazie mare. Vai, vai, vai. Vai, torturăm pe ăștia și fizic și psihic. Și... A, stai așa că atacă și Hugo Malo și este ratare. Hugo Malo probabil stângaci, nu știu, dar ca atacant să dai cu dreptul așa de acolo. Greu de crezut. E ceva dubios la faza aia. Ok, bună pasă, se duce Konoplianka. Haide, ucrainianule, hai că suntem vecini, dă-te dracu. Ia, Konoplianka, ce că cea nebunesc! Golazo, manie, mamă, ce frumos a dat-o! 3 goluri geniale date astăzi, bă, foarte frumoase. Ce bine a dat finesul ăsta, fix în plasa laterală, Konoplianka, bă, ucrainianul nostru ne iubește, bă, suntem vecini. Și de-aia, normal, cum dracu, își iubește vecinii. Ucrainianul. Bă, meciul se termină. Câștigăm cu 4-0 cu Athletic Club Bilbao după un 6-0 nebunesc cu Lazio. Bă, meciuri briliante, azi chiar ne-am dezlănțuit, bă, să dea dracu. Da, bă, ce episod am avut astăzi. Data viitoare nu știu ce vom avea, probabil vom juca cu Konyaspor aici și cu Roma sau cu Udinese, pentru că e un meci interesant. Ăștia cred că noi o echipă nu promovată, SPAL, n-am auzit în viața mea de ei, jur. Sampdoria. Nu știu, vedem cum stau și ăștia prin campionat și drept, dar în principiu ar cam fi Roma cu Konyaspor. Konyaspor, dacă nu mă înșel, joacă români pe aici? Nu știu sigur, dar echipă turcească trebuie să fie un român, cel puțin unul, sau un jucător care a fost în România. Bun, cam atât pentru astăzi, oameni buni, eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă n-am să pizdiți buton de like. Eu am fost Quick, ciao les!